La mulți ani, la mulți ani. Să nu aduci înapoi. Să aveți noroc, mamă, și să dea Dumnezeu să rămâneți împreună așa, tot restul așa. Vieții. Doamne ajută, așa Doamne ajută, zic. Da. Doamne, ce emoții am avut cu nunta. N-am apucat să gust nimic din meniu. Mulțumim că ne-ați invitat azi la voi. Important e să fiți voi fericiți, mamă. Asta e tot ce contează. Și la anul să te văd cu un copil în brațe. Ca să aibă al meu cu cine să te jaci. Dumnezeu! Da, eu zic că putem să mai așteptăm, nu? Că de-abia ne-am căsătorit și... Da, dar știi că vreau să am copii când sunt tânără. Da. Ei, lasă că ești tânără. O să faceți copii când o să fie vremea. A? Hai că nu vreau să uit. Eu și mama ta, uite, avem pentru voi un cadou. Un început de drum, așa că știm că e greu. Mulțumim, dar nu trebuie. Ați făcut destule pentru noi. Ați plătit și nunta, nu? Hai, nu, mă rog. Foarte amabil, tată. Foarte amabil. Foarte amabil. Sănătate! Sănătate! Sănătate, sănătate, sănătate. La mulți ani. Laur, cred că ar trebui să le dăm banii înapoi alor mei. Alor tăi? Mhm. Păi, ce vrei să spui cu asta, Cătălina? Că eu nu fac parte din familia ta, sau...? Nu, dar ziceam că ar fi bine să-i înapoiem, totuși. Păi, de ce să-i înapoiem? Lasă-i să ne ajute, că au de unde. Laur, dar noi ne descurcăm. Tu ai jobul tău, eu l-am pe al meu. Nu ne lipsește nimic, ai să vezi. Haide. Fă-mi pe plac. Rămas aceeași fetiță răsfățată. Da, dar tu mă iubești, nu? Laur, dă-mi plicul. Laur! E ultima dată când mă mai faci de râs în fața părinților tăi. Înțeles? O să-mi lipsiți mult. Lasă-ne pe noi. Noi suntem bine. Tu să te distrezi în luna de miere, înțelegi? Și tu să nu te grăbești să vii pe lume până nu mă întorc. Facem tot ce putem. Hai, căte, că nu așteaptă lumea după noi. Gata, vin. Vin, o să te pup, mama. Vreau să te văd fericită. O să fiu, mama. Vreau să vă văd pe amândouă fericite. Să fim. Sper să fii. Să știi că nu-mi place cum s-a portat Laurențiu la masă. Știu, mama, dar e stresat. Știi ce nebunie a fost cu nunta? Laur e un bărbat minunat. Mă iubește și mă susține. Hai că te vii sau vrei să pierdem avionul? Gata, vin. Te iubește mama mult de și tot. Eu, mama. Uite, mama, aici eram la cățărat. Mi-a fost o frică la început, nu-ți mai zic. Dar de ce în toate pozele apar singură? La oriunde era? Pe cine crezi că a făcut pozele? Trebuia să vă luați și voi un selfie stick sau să rugați pe cineva să vă facă poze. Uite, în asta apare și la... Da. Are aceeași față acră cu care s-a întors din luna de miere. Hai, mă, mama. Aoleule. Te doare ceva? Da, mama. Cred că trebuie să mergem la spital. Dorin? Hai să mergem la spital. Aoleu, păi nu pot că am băut bere. O să conduc eu, haide. Cu grijă, cu grijă. Stai. Hai. Așa. Ce emoționant, în câteva ori o să avem un nepoțel. Laur, va trebui să stai în spate cu mama, bine? Cine, eu? Da. Vesem. Vrei să conduci tu? Nu. Bine, atunci ne vedem direct la spital. Drum bun, că eu nu vin. Cum adică nu vii? E nepotul meu și tu o să fii nașul lui. Cum adică nu vii? Da, exact cum ai spus. E nepotul tău. Hai, n-are sens să vin să stau să sprijin peretele la spital aiure. Am chestii mai bune de făcut. Pa! Dragule,
se face iubitul, Doamne? Ți-a fost doar de mine, da? Iubire. Hai, devină la mama. Hai, lasă-l, nu-l mai pupa atât, dacă e plin de microbi. Da, Sugar mă iubește. Nu-i așa? Bine, atunci să nu te mai atingi de mine. Cât mai stă la noi? Ți-am zis că e până se întoarce Marina acasă cu copilul. Laur, n-am chef să ne certăm. Sunt fericită. Nu mă întreb de ce? Nu. Bine, o să-ți spun oricum. O să iubire. S-ar putea să fiu noul director de relații cu publicul. Vin mâine niște clienți din Germania și vor să vadă produsele noastre și eu o să fiu acolo să le prezint. Tu? Tu, director? Cineva face glume pe seama ta. Tu plimbi trei hârtii dintr-un birou în altul și vrei să te facă director, nu? Dar fac treaba bine. Da? Dar ce-ar fi să faci tu altceva? Cina, de exemplu, ce zici? Sau vrei să fac eu totul în locul tău? Nu. O să fie gata în jumătate de oră. Ce să zic, director? Parcă te-ar duce capul la ceva. Lasă, vedem noi. Laur, știi cumva unde sunt cheile de la casă? Păi nu știu, nu sunt unde le-am lăsat ultima oară. Nu mai am timp să le caut, te rog să te întorci. Trebuie să ies, vin clienții din Germania. Laur, te rog frumos! Laur! 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 Descurc. Da, și după aia o să spui că nu fac nimic pentru tine. Dacă voiai să faci ceva pentru mine, te întorceai când te-am sunat dimineață. Da? Și tu puteai să nu faci pe deșteapta cu șurubelnița în mână. Ce ți-a trecut prin cap? Laur, n-am chef să ne certăm. Doamne, n-ai minte în cap nici cât o găină. Poftim? Tu chiar nu înțelegi, nu? Doamne, te-ai obișnuit atât de tare ca maică-ta și taică-tu să-ți facă toate capriciile, că nici măcar nu mai poți să concepi ca cineva să-ți spună nu. Ce capricii, Laura? Asta era o zi importantă pentru mine și tu știai asta. Dar cu mine cum rămâne? Cu mine cum rămâne? Sau numai tu ești importantă? La cum te cunosc, cheile 100% ți erau sub nas. Dar-ți place ție să faci o dramă din orice. Ce dramă? Șefa mea a făcut mare criză când am ajuns azi la muncă. Uite, na, două femei isterice, ce să spun. Iată mie. Ce faci? Ce fac? Oh, uite cheile! Nu erau acolo de dimineață.
nu erau acolo. Dacă le căutai când trebuie, erau acolo. Laura, îți spun că nu erau acolo. Mă acuzi pe mine de ceva? Nu. Doar nu mai înțeleg nimic. Ce mai e acum? M-am dat afară de la job. Da, e foarte normal. E vina ta, Cătălina. Nu e ca și cum am vrut eu să rămân închisă în casă. Cheile ți erau în geantă. Mă face să mă simt și mai prost. Trebuie să-mi găsesc alt job. Și pe vremea asta. Auzi? N-ai putea să întrebi la tine la muncă dacă... La mine la muncă? Nu, exclus! Nu o să stai în picioarele mele și la muncă. Dar sunt soția ta. Păi tocmai de-aia, pentru că te cunosc. Da? O să enervezi lumea pe acolo cu vreau și eu asta, dați-mi și mie, ai l-altă. Nu! Dacă o să te dea afară și de la jobul ăsta. Rămâne de prost, nu? Eu nu înțeleg ce ți-am făcut de te comporți așa. Nu mă mai iubești? Nu e vorba de asta. E vorba că mă enervez cum vii cu tâmpenii de-astea. Eu credeam că te interesează căsătoria noastră. E adevărat. Laur, eu te iubesc. Și vreau să-ți fie bine. Bine. Atunci nu mai insista cu prostii. Rămâi acasă, poate asta ți iese.